vremea când erau în puști. A fost la Primavera celor de la AS Roma. Excelentă pasă pentru Ivan, care trimite la Colić. Colić, gol! 1-0 pentru Universitatea. Minutul 5. Colić marca în partida tur un gol pe care l-a așteptat de un an, atunci după o accidentare. Iată-l punctând și acum. 1-0 pentru Universitatea. Acunia, cred că are partea lui de vină. Argentinianul este fundaș dreapta, în spatele lui a plecat pasa pentru Ivan. 1-0. A înscris Elvir Colić. Doar al treilea gol în acest campionat. Da, l-am văzut pe Acunia făcând niște gesturi acolo, cerându-i lui Dandea să-l dubleze. Bine, Acunia are și ghinion, primul său adversar în Liga 1. Este poate cel mai